Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre descompunerea unui număr în cifre în C++. Acest algoritm este unul din algoritmii elementari. Acesta descompune cifrele unui număr și ne oferă posibilitatea să lucrăm cu ele. Cu ajutorul acestui algoritm putem să rezolvăm multe din problemele de clasa nouă, cum ar fi să determinăm câte cifre are un număr sau să determinăm inversul unui număr și așa mai departe. Deschidem CodeBlocks-ul, dăm click pe File, New, Project, Console Application, Next, C++, Descompunere cifre, finish, am creat proiectul nostru, declarăm mai întâi un număr întreg, int număr, îl citim. Înainte de a vă arăta algoritmul propriu-zis, trebuie să vă explic ce face următoarea linie. Număr %10. După cum am menționat și în celelalte videoclipuri de C++, operația procent returnează restul împărțirii la un număr. Acum noi avem număr %10. Acesta va returna restul împărțirii numărului la 10. De exemplu, dacă noi avem numărul 1234, 1234 %10 va fi 4, deoarece 1234 1234 împărțit la 10 este 123, rest 4. Mai pe scurt spus, număr %10 va returna tot timpul ultima cifra numărului. Ne vom folosi de această linie și o vom pune într-o structură repetitivă de tip while. While număr, declarăm o cifră mai sus, int cifră, cifra va fi egal cu număr %10, după care urmează să tăiem ultima cifră din număr, adică să împărțim numărul la 10. Haideți să afișăm și cifra, scriem 1, 2, 3, 4 și avem cifrele 4, 3, 2, 1. Ce se întâmplă mai exact? Haideți să afișăm și numărul pe parcurs ce îl tăiem. Afișăm număr, hai să facem afișarea mai frumoasă. Număr, două puncte, numărul, după care afișăm cifra și cifra. Și după fiecare tăiere vom adăuga o linie nouă pentru a putea urmări mai ușor. Avem numărul 1234, numărul nostru a fost tăiat, ultima cifră nu o mai putem vedea. A fost inițial 1234, am tăiat ultima cifră, mai rămâne 123, iar cifra pe care am tăiat-o este 4. La fel, numărul este 12, cifra pe care am tăiat-o este 3, după care algoritmul se termină în momentul în care numărul devine 0 și în momentul în care algoritmul preia prima cifră din numărul nostru. O problemă foarte întâlnită în clasa nouă este să determinăm câte cifre are un număr. În algoritmul nostru 1234 vedem că toată structura while se execută de exact 4 ori, adică se execută câte o dată pentru fiecare cifră a numărului. Așa că vom putea să declarăm int număr cifre egal cu 0, îl inițializăm pe 0, după care număr cifre plus plus. Și această variabilă se va incrementa de fiecare dată când intră în while, astfel încât dacă afișăm la final număr cifre, acesta va fi egal cu 4, 1, 2, 3, 4, acesta va fi egal cu 4. De asemenea, o altă aplicație foarte des întâlnită este să facem returnatul unui număr, să-l compunem. Pentru aceasta vom declara int invers egal cu 0 și vom scrie invers egal cu invers ori 10 plus cifra și la final, haideți să afișăm inversul. 1, 2, 3, 4, inversul este 4321. Cum funcționează acest algoritm? Hai să mai punem câteva cout-uri ca să fie totul cât mai frumos. Cout, la fel, numărul nostru, cifra și inversul. Inversul, două puncte, invers. Și să nu uităm să adăugăm linie nouă după fiecare executare. Rulăm, 1, 2, 3, 4. Ok, deci avem numărul 1, 2, 3, 4. Ultima cifră este 4. Stai să am ratat-o acolo de aici ca să arate mai frumos. Punem și acolo, da, și compilăm din nou. 1, 2, 3, 4. Inversul nostru va fi 4, fiindcă avem 0 ori 10 plus cifra e 4. Acest invers ori 10 mai creează un spațiu, după care plus cifra completăm acel spațiu pe care noi îl adăugăm. O să vă fac o animație ca să înțelegeți mai bine. Avem numărul 1, 2, 3, 4, ultima cifră este 4, o punem în invers, ultima cifră este 3, facem 4 ori 10, care este 40 plus 3, 43, și tot așa mai departe până obținem inversul numărului. Cam acesta a fost algoritmul, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.